Bună seara, sunt Mariuca Androne și vă invit la o nouă ediție specială. V-am obișnuit și sper eu că se va întâmpla în continuare să avem invitați speciali, așa cum am avut în primele ediții, dar trebuie să recunoaștem că astăzi e mai special decât speciali, nu-i așa? E vorba de președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Bună seara, domnul președinte! Să mâna și bună seara tuturor celor care ne urmăresc la În primul oră. rând, nevădărenilor, domnul președinte! Nevădărenilor și tuturor Constanțenilor. Sediul televiziunii este aici, și am spus în primul rând năvădărinilor pentru că ei au o problemă. Dar înainte de asta, sunteți bine? Foarte cu bin. sănătatea? Foarte bine. E bine, bine cu sănătatea. Să Dacă e bine cu sănătatea, să vă spun eu ce probleme au năvădărinii. Tot de sănătate. Și-au dorit de foarte mult timp ceva lor. Ceva unde poate să spună Dumnezeu, meu mă doare, nu știu, pe dreapta, da? Și dau o fugă. E bine și la Constanta până ajung la Constanța. Uh, uh, uh. Mai bine să când mă doare pe dreapta să mă duc aici la mine. Da? Și fiecare dintre oamenii ăștia din Năvodari își pune aceeași întrebare. Când poate să se ducă să trateze la centrul de sănătate multifuncțional din Năvodari? Ce i-aș spune eu unei doamne din Năvodari sau unui domn? Ce îi spune președintele Consiliului Județean? Haideți să ne întoarcem. Haideți în să timp. ne întoarcem. Cum am ajuns să facem spitalul din năvodar sau centrul multifuncțional de sănătate mm -hmm. din Năvodari? Recunosc că nu a fost uh, ideea mea. Acum 2 ani și 3 luni sau 4 luni de zile, domnul primar uh, Florin Chilaru, primarul năvodarului a venit la mine și a zis Horia, noi ne tutuim între noi, nu avem uh, replici de primar președinte. Năvodarul are nevoie de spital. Și am zis ok le punem la masă și începem să analizăm posibilitățile de a face în năvodari un spital. Lucrurile nu sunt ușoare în ceea ce privește a crea o structură medicală nouă, a crea un spital nou. În primul rând, fiecare județ are alocat la Ministerul Sănătății un număr de paturi. Ceea ce ar fi însemnând că trebuiau foarte multe avize și autorizații pentru a crea acest spital în Și dacă în mai vreau 3 paturi pe lângă câte am, nu mai îmi dă voi, sau ce se întâmplă? Este o birocrație atât de mare în Ministerul Sănătății încât decât să o faci, uh -huh. să iei paturile de la minister, mai bine faci cum am făcut noi și am rezolvat problema la Năvodari. Și aveam o clădire. Constituția avea o clădire în, în Năvodari, mare, foarte bună, dar jumătate de clădire jumătate de clădire aparținea primăriei Năvodari. Și am zis, luăm bucata de clădire de la primăria Năvodari, bucata de clădire la Constituția și facem un spital în Năvodari. Pentru a putea face acest spital a trebuit să-l trecem în subordinea Spitalului Lucian Constanța. De aceea se cheamă Centrul Multifuncțional de Sănătate Năvodari. A fost o structură medicală creată pentru năvodăreni și pentru nordul județului. Să nu uităm că nordul județului sunt peste 180.000 de oameni care trăiesc și care au nevoie de servicii medicale. Și până la Constanța ar fi ceva kilometri să meargă să, să rezolve problemele medicale pe care le au. Și am început pas cu pas rezolvările. Vă spun că au fost foarte multe impedimente la vremea respectivă să luăm avizele și autorizațiile, pentru că ea trebuia creată o nouă structură medicală cu secții de rigoare. Vorbim de pediatrie, ginecologie, neurologie și așa mai departe. Foarte multe secții care să deservească în nevădărării. Domnul președinte, ați folosit un cuvânt care m-a zgâriat în neblăcul la urechi. impedimente. Stați secunde, da. secundă, pentru că, din punctul meu de vedere, așa ca un om absolut obișnuit, din Năvodar sau de unde vreți dumneastră. nu Vrei când cineva vrea să facă un spital, da? Adică, când cineva vrea să aibă grijă de sănătatea mea, nu-i pun piedici. Spuneți-mi și mie care a fost cea mai dificilă, grea, neplăcută, să fiu eu drăguț, așa, situație la acest spital. Doamne, unde eu, ați întâmpinat cele mai mari greutăți? Eu, întotdeauna, și cum să înțelegem, cum să spun, am spus pe nume. Nu m-am oferit să spun adevărul în față, oricât de dureros a fost la un moment dat. Vorbim de avizele și autorizațiile. Ministerul Sănătății, DSP, MPS, LPS și așa mai departe. Toate avizele care sunt necesare pentru a crea o structură medicală. Dar cel mai mult m am dorit, și aici a fost și -a mai mare impediment, să creez o unitate de primiri urgențe în Năvodari. De ce? Știți prea bine că unitatea de primiri urgențe a în Constanța este foarte aglomerată. Și multă lume spune că este foarte, mai ales în timpul sezonului estival. Când, în afară că Spitalul Lucian Constanța deservește Constanța, mai deservește și Tulcea, și Alomița, și Călăraș. Foarte multe cazuri vin din uh, județele limitrofe. În timpul sezonului estival avem între 1 și 2 milioane de turiști în fiecare an, care la un moment dat, din diferite motive, au probleme medicale. Mai ajung și pe la spital. mai ajung și la spital, perfect. Și ce am spus, degrevăm unitatea de primiri urgențe a Spitalului și încercăm să facem unitatea de primiri urgențe la năvodari. Aici au fost cele mai mari impedimente pentru că uh, Urgența nu aparține Ministerului Sănătății, aparține Ministerului de Interne. <gântu> și alte avize, alte aprobări. Deci noi și... noi ne-am nu ne mai facem bine. Adică, tot așa ne scărpinăm, nește, tot așa decât să facem lucruri normal și repede îl întărim, îl, îl stați. Deci, a fost ok cu centru în sine, da? Am stabilit câte secții aveți, dar ați avut probleme când ați vrut să faceți urgența. Deci, da, mie uh, mi se pară deja dincolo de limita bunului. Acum... Iertați-mă, da. E să ne Am întoarcem, spitar, să -am urgență, tot. Să ne întoarcem puțin în timp, s-a schimbat guvernarea. Eram de o altă culoare politică. În afară de drumurile care le făceam în fiecare săptămână, de două sau de trei ori de tot era necesar la București, pentru problemele județului, s-a schimbat guvernarea. Am făcut aceleași drumuri. Erau ușile închise acum. Dați-mi, niciunul dintre consilierii județeni, da? Liberali, dar haideți să spunem, să nu ne mai ferim, că liberal, că pe... Bun, n-au venit la noastră să spună, măi, Horiația, nu știu cum vă spune, Ha, n-am. nu ne iubim noi foarte tare, tu ești psd eu sunt PNL, dar e vorba totuși, Doamne, iartă-mă de sănătatea omului. Niciun parlamentar al PNL-ului, niciunul dintre personajele care la momentul acesta candidează n-au venit să vă spună, la momentul adună, nu contează ce suntem, important să facem ceva pentru niște oameni. Doamnă, sau poate n pe la nu știu. Sunt Abar, învățat nu? să muncesc mult de la vârstă fragedă. Am fost mulțumit că nu au blocat proiectele și că au votat aceste proiecte pe care da, le -am, am în aici patru ani de zile. Și am fost mulțumit da. cu treaba asta, indiferent că nu s-au implicat în absolut nimic Repet, ulterior. Deci un, nici unul, niciunul, nici niciunul nici unul, nici unul, măcar dintre cei care acum candidează și acuză că nu s-a făcut aia, nu s-a făcut aia, nu s-a făcut ailaltă, Păi luăm istoria hotărârii de consiliu, câte au fost inițiate de consiliul PNL și câte s-au pus în aplicare. nu că dacă stăm aici până dimineața, dacă luăm istoria asta, putea stăm până dimineața. Nu întoarcem puțin la ce. Și după ce am avut discuția cu. și mulțumesc domnului primar Florin Chilaru pentru implicare. Chiar un primar implicat și care își dă interesul pentru comunitate. Au luat dumnealui clădirea, i-am cedat clădirea, bucata noastră de clădire, și dumnealui a renovat-o. Și a făcut-o exact cum vedeți la ora și actuală. Pe ce de bani s-a făcut chestia asta? Clădirea a repat-o dumnealui. Primăria, deci, Năvodari pe, pe, pe a făcut toată ace... Local. Consiliul Local a făcut ban toată această investiție, ban. în ceea ce privește infrastructura mm -hmm. și renovarea, reabilitarea și așa mai departe. Și a rămas în sarcinea Consiliului Țean și a Țean Constanța să facem ceea ce înseamnă dotarea secțiilor. Ați dotat cu ceva până la acest moment? Există dotări? Vă, Vă pot spune că Consiliul Județean a alocat 2 milioane de lei, tot ceea ce înseamnă dotare. Bineînțeles, mai luăm aparatură și de Județean Constanța a alocat 2 milioane de lei. Toată aparatura este pe poziție. Am avut, recunosc și treaba asta, mici probleme în ceea ce privește, dar am folosit să spun, inaugurarea, cum spun românii. De ce? A venit această pandemie ne-a ne blocat pe toți pentru că a trebuit să luăm măsurile de prevenție Cate măsurile minu. legale care se impun și în același timp au fost blocate concursurile și bine că în perioada stării de urință în perioada stării de alertă concursurile sunt blocate Deci la acest moment acest centru multifuncțional are sau nu are personal? La ora actuală concursurile sunt în derulare okay vă pot spune, uitați, pentru Năvădăreni și pentru Constanțeni și pentru Constanțeni din Nordul inaugurarea va fi în 9 septembrie 20, 20, cum spuneți, 20. 2020. Deci trebuie să înțeleg că pe 10 septembrie, da, un locuitor din Năvodar se poate duce la centru multifuncțional, da? Să se îl trațez. doare pe dreapta și se da. duce și se tratează pe dreapta. Am reușit prin, v-am spus, multe lupte de minister de sănătate, să luăm toate avizile și să avem și un de primiri urgențe okay. în Năvodar, un lucru foarte important pentru că, v-am nu se mai aglomerează unitate de primiri urgențe din spatele în Constanța, dar aici pot veni foarte rapid cazurile. Sunt trei coduri în primiri urgențe. Cod verde, cod galben și cod roșu. Foarte multe cazuri sunt în cod verde și cod galben. Deci verdele și galbenul ar putea să vină aici? Codurile da. verde și galben vor veni aici, codurile roșu, roșii vor direct, veni la spitalul în Constanța, pentru că sunt cazuri mai grave și atunci vor trebui străle de operații pregătite și așa mai departe, să dea să nu fie nevoie, dar cu cele care vin pe cod roșu și probleme mai grave de sănătate vin în Jutețean, Constanța. Spuneți-mi un lucru, ce capacitate are acest centru? Câte, câte paturi, câți medici, câți, dacă aveți o evaluare în sensul de, ăsta? El are 12 paturi internare, zi și noapte. Dar, unde sunt probleme, de asta am spus codul uh -huh. verde și codul uh -huh. cal, unde sunt probleme delicate, atunci se merge la spațiu județean, se face internarea și se tratează cu okay. mai uh, amplu. Vreau să știu de personal, Personalul medici. Începem cu medici. Medicii faceți concurs, îi angajați, sunt angajați de aici sau așa cum știu sau uh, intuiesc, detașat și din județean. Care va fi? Din, din uh, informații care le-am, din ceea ce am stat cu domnul manager Grasa, au mai rămas doar câteva posturi, la, restul s-au rezolvat, uh -huh. cu toate, s-au concursurile, dacă e nevoie de medici în plus, detașăm din spitalul județean, au rămas doar câteva posturi de asistente care mai, uh, pentru asistentă, uh, care se va face în următoarea perioadă, cât că până la 1 septembrie se închise aceste concursuri. Bun, deci angajări. Important a fost, pe fără... a fost Uh, cel mai greu a fost, ca să spun așa, ce avem noi probleme în România, licitațiile și contestațiile la licitațiile, aceste mari contestații de care suferim toți la orice proiect, la orice licitație, la orice uh, proiect mai de amberguri care dorim să-l facem, vine câte unul, blochează proiectul că vrea să conteste. Bun, și am rezolvat și cu aparatura, avem aparatura pe poziții, cred că zilele acestea. Trebuie să transfere și restul paturilor care mai sunt venite în scaujețan da. la centrul în Năvodari. E verde, e portocaliu, se rezolvă la Năvodari. E roșu, pleacă de la unitatea de primire urgențe nu uităm de aici, vă mă rog. Că tot aici da. avem și salvarea, stație de salvare. Este foarte important să da. ai o stație de salvare în Năvodari pentru a prelua pacienții, v-am spus, este făcut pentru năvodăreni. v-am spus implicarea domnului Florin Chilaru a fost de o mare mare importanță la vremea respectivă. Și în o dată îi mulțumesc pentru că a știut să mă pistoneze cu această problemă. El va deservi și în nordul județului. Sunt 180.000 de oameni care locuiesc în nordul județului și ar face mult mai mult până la Constanța. Se pot trata la Năvă, dar după care pot merge la ea ca tratamente de zi, unde nu trebuie să stai internat o săptămână, două sau Am trei trezi. zile, poți sta doar câteva ore și apoi să mergi acasă să faci tratamentul. Mă întorc. Roșu, verdele și portocaliu rămâne aici, roșu se duce la Constanța. Roșu pleacă la Întreabare. Constanța. Întrebare, pleacă roșu la Constanța? Se mai întâmplă să vină și Constanțean Constanțian din municipiu? Credeți, o secundă. vă rog. Uh, Omiteți, aici vor veni și turiștii, să nu uităm că și Navodarul. Este o stațiune. Puțin spus, o stațiune. Dacă mergeți în zona Mamaia Nord, este super aglomerată. Sunt convinsă că este o chestie benefică și pentru ei. Ajung la Coduroșul, mă duc în Spitalul Județean. Întrebare, domnul președinte, un moment de sinceritate și uitați-vă la mine. Am fost mă duc în Spitalul Județean sau iau trenul către București? Eu cred că investițiile din ultimii ani de zile în Spitalul Județean au cam făcut să dispară Expresia drumul spre București. Să nu uităm uh, câte secții au fost inaugurate. Secția de neurologie, puteți merge în ea, arată la standarde europene. Acum vom da drumul la secția de gastroenterologie, ceea ce n-a avut, constanta Constanța niciodată. Tot în luna septembrie, ceea ce multă lume a strigat sau a țipat la un moment dat, radioterapia. Da, radioterapia a fost închisă acum 5 ani de zile. M-am zbătut în acești 4 ani de zile. Nu vă închipuiți că este o muncă așa ușoară. Sunt fel și fel de autorizații. avize și, în primul rând, îți trebuie bani. Și am reușit, cred că era guvernul Tudose, dacă nu mă și la vremea respectivă, a însemnat cu domnul Tudose actele prin care această radioterapie va veni la Constanța. În luna septembrie, radioterapia va fi funcțională la Constanța Și bolnavii care, fărească Dumnezeu, nu dorim nimănui, știm că de cruntă este această boală, bolnavii de cancer se vor putea trata la Constanța, în Spitalul Județean Constanța, fără să mai ia drumul Bucureștiului sau altor județe din țară. Deci, pe ansamblu, să zicem că avem, avem secții renovate, avem dotări de ultimă generație, avem curățenie, avem... e ok mai trebuie spitalul ăla totuși nu curge lapte și mieze sunt multe ce lucruri de făcut și mai sunt foarte multe de făcut să în mai, următoarea ce perioadă Și vreți să mai faceți în următorul mandat. Mai sunt uh, multe de făcut. Am mă umis, bucur că recunoașteți. Eu cred că vom uh, termina chiar mai repede unul din proiectele, iar unul din proiecte de suflet pe sănătate pe care l-am avut, secția de neonatologie mm. și ginecologie. Am văzut că tot au contestat unii și alții, mortalitatea infantilă. Haideți să păstrăm realitatea, nu este Dacă Constanța. păstrăm realitatea, datele problemei sunt următoarele. Constanța nu este pe primul loc la mortalitate infantilă. Este foarte adevărat, eu nu mă fără să spun pe nume, Mihailu se numește, este candidatul PNL pentru Consiliul Județean, a și eu m-am simțit foarte deranjată că mortalitatea că noi județul Constanța e pe primul loc am verificat domnul președinte ei, să vedeți mirare, nu suntem pe primul loc pe primul loc dați-mi voie să vă spun că este călărașul cu, nu, botoșanul 17%, urmează un călăraș cu 12,5%, Covazna surprinzător cu 13,5%, Tulcea tot la fel în jur de 15%, Constanța e adevărat în, în mediul rural, are un procentaj de 7,8%, Haideți să recunoaștem, domnul președinte, nu suntem primii, dar nu suntem nici, adică suntem undeva la mijloc, există județe unde mortalitatea este mai mică decât la noi și aici cred eu că se mai poate face ceva. Doamna Andorin, este un județ cu 750.000 de locuitori. Eu mă bucur că am reușit și reușesc în următoarea perioadă, de luna septembrie, mm -hmm. să redau Constanțenilor o secție nou-năuță, sau după standarde europene, de neonatologie și ginecologie. Uh, avem incubatoare noi și tot ceea ce înseamnă dotarea pentru noi născuți. Nu a fost uh, o idee pe care mi-a venit peste noapte și hai să o implementez. V-am spus și -a fost o să repet de fiecare dată, De la ideea unui proiect până la implementarea lui durează foarte mult. Lucrul la un proiect poate dura pot să nopți, nopți nedormite, zile pierdute și așa eu mai departe vă cred, știți ce nu, ce nu pot eu să înțeleg și poate mă rămuriți nu pot să înțeleg de ce acum știți că campanie electorală toată lumea nu înțeleg de ce toată lumea vine și spune în felul următor, băi eu fac așa da și apare tot, dispare mortalitatea infantilă, mai fac și din mâna asta, crește așa un, un, un spital de pediatrie, mai fac încă o dată așa și se rezolvă tot, și hipogeu, și mozaicul, și. Păi, vă răspund imediat. Din gură este Poate foarte ușor ră... să vorbești. Nu, vreau să mă. Faptele lăm... rămân. Vă ră... voiam să vă lămuriți pentru că dumneavoastră sunteți acolo, da? Sunteți... Dumnezeu, sunteți președintele în exercițiu, place sau nu place, da? Și n-am înțeles de ce trebuie să fie mințiți Constanțe. Nu, nu, nu pot să pricep asta. De ce trebuie să vindem gogoși? Și de ce nu putem să ne asumăm niște lucruri? Nu, eu fac, apropo, toată lumea nebunit, toată lumea face spitale de pediatrie. Care mai de care mai futuriste? Am văzut acum luna trecută o, -o schemă, de -o -o am scrie o zene în spital. Da, cât de durează, un... de fapt, să faci un spital de pediatrie? domnule? Eu gogoși? am spus-o. mă cunosc. Eu ce am avut în, de spus, am spus mm -hmm. în față. Mulți nu le Repet, convine că Cât le durează pată. să faci un spital de pediatrie? Mini patru ani de zile. Un spital la adulți să Și vă spun de ce. În primul rând, vă trebuie ideea de proiectare, da? După care proiectul, uh -huh. după care cel mai important, finanțarea. După care investiția propriu-zisă. Să nu aveți impresia că un proiect sau o investiție, exact cum a spus dumneavoastră, care tot dau din gură și spun că facem, dregem. Spune guvernul ăsta de vreo 9 luni de zile că toți fac și dregem și nu văd nicio măsură, nici pentru agricultură, nici pentru turism, nici pentru sănătate, nici pentru absolut nimic. Ne întoarcem la sprava de pediatrie. Am văzut că mulți în ultima perioadă, fie și campanie aș electorală, că că toată, toată, lumea face toată lumea face spitale, face spitale, spitale de pediatrie, spitale regionale, spitale peste spitale. Mm -hmm haideți să fim realiști, haideți să fim serioși. Știți că am tot insistat și am făcut foarte multe drumuri, am luat, a fost și un parteneriat cu guvernul turc să facem spital de regional. Restitură... Vă răspund imediat. Eu am spus-o, până nu o să văd primul alt act semnat, nu o să auziți din gura Oceanu, spitalul de regional va fi aici. Dar vă pot spune acum, Mai e locul lucru, nu cea din gură, că nu de altceva, dar psd a zis prima dată, da. Dacă eu v-am spus, spus, spus că spun lucruri pe nume, indiferent, indiferent de situație bă, bă. și mi-asum întotdeauna ceea ce spun cu curajul necesar. Acum un an de zile, cred că mai degrabă, cred că în luna octombrie anului 2019, când am văzut că stagnează lucrurile cu talul de regional, am zis, ok, am văzut ce se întâmplă. Facem spital de pediatrie. Vă întreb pe o secundă, dar parcă domnul Moga venise cu o propunere cu spitalul aprobat. militar, s-a aprobat, s -a aprobat, nu știți, în la Senat, să se facă spital mm -hmm. regional militar în Constanța. Aștept să-l văd. Sincer, Vorbesc sincer, foarte sincer serios. Și noi. Este, este lege, va trebui să pus Perfect. în aplicare când nu știu, dar va trebui pus la un Haideți să ne tăcem la cel de pediatrie. Și uh, am zis soluții. Cea mai bună soluție tot ideea de a reușit să ne mișcăm cât mai bine în ceea ce cunoștea și avizele și autorizația și așa mai departe, cu numărul de paturi. Știam ce muncă asiduie, că avem experiența cu năvădariul, este pentru a crea o structură medicală într-o zonă anume. Și am zis, vedem cum îi spunem. Îi spunem spital de pediatrie sau îi spunem secție exterioară de pediatrie. Contează mai puțin denumirea. Cert este că am luat legătură la vremea respectivă cu o bancă. Am zis, dacă aștept de la guvern, o să aștept mult și bine. și nu. Pentru a lua un credit pe 20 de ani. Un spital de pediatrie costă între 30 și 35 de milioane de euro, wow. după calculele făcute de mine. Și am zis, nu este un efort prea mare pentru Consiliul Județean, pe o perioadă de 20 de ani, cu pe o de grație de 4 ani de zile, să facă acest spital pentru Constanțeni și pentru toți Județul Constanța și mai ales, v-am spus că vin în fiecare vară câte aproximativ 2 milioane de turiști în fiecare an în sezonul estival. Va fi în curtea Spitalului Județean Constanța. Am la legătură cu primăria Constanța, că trebuie un flux uh, al traselor, cu mașinile, cu mint. Acolo va fi acest spațiu de pediatrie. Capacitate? Capacitatea va fi de 120 de locuri. 120 de locuri. La vremea respectivă vom cu 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 cardiologie, toate secțiile necesare cu... pentru pediatrie, inclusiv cu săl de operație și unitate de primire urgență distinctă pentru copii, nu cu toți pacienții la un loc. Și după cineva care a v-am zis așa ok, eu am zis că e o zene prima dată în spital și acredita ideea fundurilor europene pe eu nu știu realmente, nu știu și n-am verificat dacă pe exercițiul financiar 2020-2021-2027 Nici nu știu dacă pe exercițiul financiar sunt, există linii de credite Nu știu, mă bate Dumnezeu Am înțeles totuși de la dumneavoastră că ați găsit soluția aceasta Eu am găsit frumos. soluția aceasta. aceasta mm. Am spus, singura problemă La vremea mm. de vom hotărât dacă va fi spital, se va chema spital de pentru sau va fi secție Nu e, istioară, e mai simplu, haideți să vă întreb direct E mai simplu să faci spital sau mai bine secție? Că dacă stau și mă uit la, la cazul năvodar, pare să e mai bine că ați făcut așa decât... Tehnic este mult mai ușor să faci cum am făcut eu, adică o secție exterioară. De deci ce? Mm -hmm. Nu mai e nevoie de a te avize și autorizații și avizele și așa mai departe. Și bănuiesc că nu mai e asta, nevoie nici de... Iertați-mă, eu am o boală cu director, directora și secretare director, da. și, alte, nu. și alte... Eu am o boală cu chestia asta. Uh. Nu știu dacă o spune și acolo director, dar... Am o boală cu așa ceva. Vă seama, nu. Va fi în subordinea Spitalului Județean în Constanța. Da. Uh, Întrucându-ne puțin la ce discutam mai devreme, la secția de neonatologie uh -huh. și ginecologie, când am luat această decizie de a renova secția, nu vrem o secție normală cum era înainte. Vrem o secție la standardele europene. Cel mai bun spital din țară la așa ceva, care este? Spitalul Marie Curie. Am făcut două-trei vizite, m-am întâlnit cu domnul Cârstoveanu, mi-a explicat cum funcționează fiecare sistem, fiecare cabină în parte, fiecare celulă și așa mai departe. După care am zis domnul Cârstoveanu, vă rog frumos, dați-mi tot suportul să fac ce am văzut aici la Constanța. Și vă pot spune că este o investiție destul de mare, 20 de milioane de lei, alocată de către Consiliul Județean Constanța pentru această secție de neonatologie și ginecologie care dacă nu mai există vreun impediment, cred că în luna septembrie o vom uh, inaugura. sper să audă și eu sunt foarte revoltată și în a doua emisiune să dezvolt. Sper să audă și vestitul candidat care făcea vorbire despre, despre <coughs> mortalitatea infantilă. Revin și punctez și poate, nu știu, Vă convine sau nu, eu o să o fac în continuare, mă deranjează foarte, foarte mult, pentru că în această campanie deja a început campania de minciuni. Și este foarte simplu să minți, e foarte simplu să manipulezi, e foarte da. greu însă să te uiți în ochii, în ochii Constanținilor după aia, să le sui știi Tot ce v-am vândut eu până acum au fost așa niște gogoșele pe post de cozonac. O să vă întrerup, luăm o scurtă pauză și revenim, da? Pauză publicitate, vă rog. Am revenit, la am alături de mine în continuare pe Marius Horia Tutuianu, președintele Consiliului Județean Constanța. Domnul președinte, înainte de pauză, vă spuneam, v-am spus și în pauză de altfel, eu m-am cam săturat de minciunele electorale. Nu vă spun câți am depresam, că automat recunosc și cât de bătrână sunt, așa că mai bine rămân între noi doi. Ok. Problema mea este următoarea. Suntem în anul 2020, da? Suntem în Uniunea Europeană, suntem un popor informat, avem televiziune, avem radio, avem internet, avem telefon, avem Doamne, iartă-mă de toate, da? De ce trebuie eu, cetățean al acestui oraș, cetățean al acestui județ, da? Să fiu mințită și să-și bată cineva joc de mine și să vină să-mi spună o mulțime de, de minciuni. Îmi pare termenul e dur, da? Și de ce nu, nu, nu pot să am parte de, de un, un candidat responsabil care să vină să-mi spună, băi, uite, eu vreau să fac aia, da? Fac un spital, bă, fraților, îl fac în patru ani, nu-l fac, uite așa. De ce trebuie să, să, să fim mințiți, domnule președinte? Și nu în ultimul rând, uitați-vă iar în ultime, iar vreau un moment de sinceritate. Ați avut vreodată tendința să faceți asta? Ați făcut-o vreodată? V-ați simțit conștiința încărcată? Bă, le-am zis oamenilor ăla că am făcut ceva, dar am mințit? Nu, mi-a părut rău doar că nu am întârziat lucrurile. Să vă răspund la întrebare. De ce? Este campanie electorală. De ce? Nu v-ați săturat de 8 luni de zile, 9 luni de zile cu acest guvern care spune o să, o să, o să? Ne-am săturat. Dacă vă uitați puțin în istoria celor 4 ani de mandat, nu știu dacă m-ați văzut sau m-a văzut Constanțin vreodată că am cu lucruri pe care nu le aveam deja semnate. Și la ce fac de fede? Când am spus că o să facem respectivul obiectiv, aveam deja actele de finanțare semnate. Acum, finanțările se obțin în urma unor fonduri, v-am spus, de la uh -huh. compania de investiții, de la Ministrul Dezvoltării, fonduri europene și așa mai departe. În momentul în care am avut actul semnat de finanțare, atunci am ieșit și am spus vom reabilita, vom construi, vom investi vom face secția respectivă pe sănătate și așa mai departe. Niciodată nu am ieșit cu povești care nu le aveam deja. Deci lucrurile semnate cu acelea am ieșit. Haideți să vă cred. Haideți să vă cred. Haideți păi, să vă ascult Puteți și lua vă istoria celor patru ani de zile și. O, o iau, și, Nu, eu trebuie să iau, domnul președinte. Vedeți, de oamenii trebuie să iau. Dar Constanțenii că au văzut cu ochii dumneavoastră Haideți să vă întrebi, ce realizat. vă duceți prin județ? Vă duceți, nu așa? Ați fost prin vă județ. Vă spun cum astea. au lucrurile... Ați umblat. În programul unui președinte de Consiliul da. Județean, două zile pe săptămână, acum o dată pentru că, v-am spus, sunt ușile închise, se deschid mai greu ușile în perioada asta galbenă, ca să spun așa, două zile la birou, și restul și Stați st puțin, fac referire și la sâmbătă și la Dumnezeu, și nu fac referire Ai, la, lumea la luni, marți, joi, ce, programul dumneavoastră, eu n-aș face asta, dar în sfârșit. Vă ați asumat, asumat, -am asumat această asumat funcție astfel. și eu zic că deci mă deci pot uita în motivul lor cu... Și prin nori, și prin soți, și prin nești, și prin vești, și până, în toate punctele. Bun. Înseamnă că știți mai bine decât mine. Eu am o nedumirire, da? Uh, cred că la cameră, nici nu știu unde, cred că aici trebuie să arăt. Da, aș vrea să o vadă, aș vrea să o vadă telespectatorii noștri înainte de a o vedea dumneavoastră. Domnule președinte, uitați-vă la poza pe care o țin eu, da, mâna mea stângă la poză. Ați fost în județ. Ați vă spune ceva această poză? Ați văzut pe undeva o școală de maniera asta? Eu am mai fost, nu, vorbesc foarte serios, sunt foarte revoltată. Ați văzut așa ceva în județul Constanța? Vă spune ceva Vă poza asta? Vă că nu am văzut, nu. am văzut de unde este poza Bun. și... Aveți idee de unde este? Am citit pe... Bun. Pentru telespectatorii noștri, poza este de la Cernobâl, dragii mei, da? De la Cernobâl, acolo unde s-a întâmplat o nenorocire, o știți foarte bine, a fost un accident nuclear îngrozitor. da? Au murit oameni, sute, poate mii de oameni, sute, poate mii de oameni, au rămas nenorociți pe viață. Acesta este o poză de la Cernobâl. În partea dreaptă a mâinii mele este un montaj din punctul meu de vedere absolut de nescuzat. Da? Între această poză care se induce că ar fi o școală din Constanța și o poză pe care au unei clase dintr-o școală pe care vezi, doamne, o să o facă PNL Constanța, candidatul lor la președinția Consiliului Județean. Domnul președinte, M-am săturat să fiu luată de proastă. Am vorbit de la momentul la care a apărut această... Eu am un obicei, spun făcătură. O, o mai arăt odată. Am vorbit cu o mulțime de oameni. Oameni care s-au arătat revoltați, în primul rând că sunt luați de proști și în al doilea rând că se folosește un, un eveniment neplăcut pentru istoria acestei, acestei omenii. Am o întrebare, nici nu știu cum să-i spun. Hai să, eu să o iau direct, încerc să fiu calmă, mi-este foarte greu, dar încerc. Dumneavoastră. Marius Horia președintele Consiliului Județean Constanța. Dacă l-ați avea în față la acest moment, pe unul dintre candidați, nu contează cum se numește, da? Și ați avea așa ceva făcut de unul dintre candidații noastre. Ca și președinte de Consiliul Județean în primul rând. Ca și om în al doilea rând și nu în ultimul. Ce i-ați spune? În primul rând nu vreau să comentez ceea ce postează unii sau alții sau unii dintre contracandidații mei la Constituția în Constanța. Dar e-a spune să-și ceară scuze. Nu poți să te folosești de o tragedie. Și nu vorbesc doar a rușilor la vremea respectivă. A fost o tragedie și a europei. Pentru și a românilor tragedii. noi am fost aproape. Da. Eu țin bine minte acea uh, perioadă. Eram cu și foarte minți. speriați. Aici este o minciună flagrantă. Vă dați seama, v-am spus, nu o să o comentez prea mult despre ce este vorba. Dar să nu uităm. Numai de la Consiliul Gețean au fost alocați peste 120 de milioane de lei către uat din județul Constanța pentru dezvoltarea locală. Vorbim infrastructură, cămin cultural, școală. școală, dispensar și așa mai departe. E responsabilitatea și dumneavoastră ce... vecheul din curtea unei școli? Haideți să ne înțelegem bine. Aici? Pe... Nu, nu, domnul președinte, m-am săturat realmente, mă opresc <coughs> o pe stradă, vorbesc o mie și una de și toți mă întreabă Bă, ce trebuie să facă președintele? De ce nu face vece un curtea școli? De ce nu faceți VCU un curtea școlii? Hai să, în primul rând, școlile rog. sunt în subordinea primărilor. În subordinea Consiliului Local sau a primarului din fiecare oată din județul Constanța. Dar să nu uităm, Programul Național de Dezvoltare Locală, nu cum îl pronunță un anumit Ministru de Dezvoltare, PNDB, PNL. Nu e PNDL-ul. PNDL-ul okay. este făcut de guvernul PSD prin care se dezvoltă județele din țară, infrastructură, ce spuneam eu, cămine culturale, dispensare, școli, grădinițe, creșe și așa mai departe. Toate OAT-urile din țară au avut posibilitatea să acceseze aceste fonduri și o au în continuare, numai să deblocheze cei de la Ministerul de Dezvoltării uh, proiectele. Văd că le țin blocate de 6 o luni de zile, nu mai dau drumul la bani și uh. nu poate să constructorii uh, cei care au accesat aceste fonduri. Haideți să vă spun un lucru. Cred că acum un an sau doi, unul din consilierii de altă culoare politică a făcut un proiect de genul acesta și am alocat bani la toate UAT-urile din județ care aveau toaleta în curte. Domnule, inclusiv celor din Nord. Absolut. Pentru că este absolut, că toate nu E o sărăcie lucie că se duc da. copiii la vg ul din fundul în ședința, de, de Consiliul vechi, Județean s-a făcut o analiză care școli din județ sau din care UAT, din care Unitatea Administrativă Socială din județ are, care școală are wc în, în curte. Și erau, cred că vreo, nu știu, 18 sau 20 de școli care s-a alocat fiecare, fiecare UAT în parte, alora suma din, respectivă. Că, inclusiv elora din nordul județului, tuturor cel care au domnul avut aceste școli. Domnul președinte, ce primar are Pantelimon, spre exemplu? Ce coloratură politică? Primar PNL. Mulțumesc. În zona de nord nu, a În zona de nord, de obicei, au cam fost primării PNL. Cred că și de asta invocă cineva, că sunt mai asta, asta, slab, e, nu slab gestionate. Să spune, nu să spune că după un 27 un septembrie nu, să, puteți, să se schimbe lucrurile, să nu dezvolte și acele un candidat PNL nu. plânge că... Uh, ne întoarcem puțin. Când am venit la Consiliul Construțean, fondurile de la Consiliul le-am alocat echidistant. Știți ce am făcut treaba asta? Printr-o comisie specializată la nivelul construcțional, formată din directorii de direcție din Consiliul Pe baza celor venit la, la primar, că am tot fost acuzat că am ținut... Nu. Am spus, politica o facem în Curtea Constituțională. Administrația o facem în Clădirea constituțional. Și asta am făcut acești patru ani de zile. Și am încercat și în ultimele patru luni de zile, dar uh, am văzut că unii au început campania electorală mai devreme și s-au mai răzgândit. Asta e, au furat startul, ce să vă fac. Da. Ați fost în ordul județului, e am foarte mare sărăcie. Vă spun, în patru ani de zile, cel puțin de câte șapte opt ori în fiecare comunitate. Okay. Ați văzut prin, prin vreo comunitate din Constanța, o să arăt întâi, întâi de spectatorilor noștri, pe mâna mea stângă vedeți niște... Niște picioare în sărână, e clar că imaginea este de sărăcie, e clar că, că asta se induce. Ați văzut imagini de genul acestea, acest rang undeva în, în, nu știu, în nordul județului, că despre el face, se face vorbire. E lumea atât de săracă, știu, e lumea atât de... eu nu știu, eu știu că în județul nu avem foarte multe persoane de culoare, că văd că picioarele okay. sunt de... O mai arăt odată, este o altă făcătură. De fapt, sunt niște oameni săraci, într-adevăr, foarte, cu foarte multe probleme, dar sunt din Uganda, dragii mei. Sunt din Uganda, nu sunt din Constanța, dar uite, așa ne mai mint pe noi candidații, candidați cărora... Le spun așa, personal și direct, fraților, apucați-vă de altceva că s-au mai deșteptat Constanțenii. Revenind la ceea ce înseamnă județ, la ceea ce înseamnă localități, a fost în nord, a fost în sud. Este și vest. Cei mai lipsește județului nostru, care este, nu nu știu dacă ne e cuvântul ce, ce aveți pe suflet Ce va a rămas pe suflet Din ceea ce n-ați putut să faceți Crearea unui parc industrial Este unul din proiectele care vreau să vin În următorul mandat să creăm un parc industrial În județul mm -hmm. Constanța Este foarte important o dată pentru crearea locului de muncă Și o dată pentru dezvoltarea județului Când am venit la Consiliu Primul lucru Ca să poți crea această structură Și mă refer acum și la turism și la agricultură Trebuia să ai drumuri Județul Constanța, nu vreau să comentez ce s-a întâmplat cu regia, cum s-au ajuns la situația din 2016. E bine că la ora actuală regia este pusă, regia de și domnul și poduri este pusă pe picioare. Reage de de pe. era vai mama lui, ca să nu spun. uh, cumva, ca să fiu elegant. Era în faliment pe românește, am readus cu cele pământ, funcționează foarte bine, a început să aibă profit, dar cel mai important, regia trebuia să facă ce are de făcut mai bine. Drumuri, Drumuri județele ăsta e atributul unui regim de drumuri și poduri, să facă drumuri și poduri într-un județ. Și la vremea respectivă mi-am asumat cu Lucian Lungoci și aici și-a asumat și un risc foarte mare șanse. Luci că ne asumăm riscul de a reabilita regia, e un risc foarte mare că e pe marginea prăpastiei și doi la mână cel mai important, vreau un master plan de reabilitare a tuturor drumurilor din județ. Cum stăm acum? Păi vă spun cum Cât stăm. avem uh, cât de asumat... piatră, cât de... Adică dacă mă duc acum prin județ, îmi iau o mașină... Bine, nu conduc, de asta nu contează. Da, iau un șofer și băi, eu vreau și acolo. Și în orice, în sur, și... Pe ce... Îmi puteți spune, uitându-vă așa în ochii mei și în ochii spectatori telespectatori, le puteți spune, fraților, mergeți în județul ăsta, turiști, veniți în județul ăsta, drumurile sunt ok toate sau ați mai avea ceva de Vă așa? răspund, master planul vă... este până la sfârșitul anului. Am avut o perioadă de pandemie, am făcut o analiză foarte pragmatică uh -huh. și obiectivă cu domnul Lucian Lungoș și a spus domnul Lungoș, domnul președinte, cred că ne rămân 13 sau 14 km din 600 km nefăcuți. Și am zis, că acum nu ne-o condamna lumea pentru 13 sau 14 km din 600. Totuși. 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 în 2007, când ne-am apucat propriu zis de, de reabilitarea tuturor drumurilor județene, erau 120 de km de drumuri care erau ok. Deci le-ați găsit 120 de km, erau, erau cât de deja de cât bine. Perfect. Diferența a trebuit reabilitată. Și am zis, ok, facem planul master planul. Ce poate să facă regia? Ce am eu de făcut de la Constituțean? Cel mai important, fonduri. Un drum de 50-60 de kilometri nu-l faci cu 100.000 de lei sau 100.000 de euro sau un milion de euro. Deci trebuie fonduri. Fonduri europene. Cea mai bună resursă de bani nerambursabili. Și am axat două proiecte foarte importante. Constanții uh, două drumuri. Este, sunt foarte bună dată pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere și, la al doilea rând, pentru dezvoltarea turismului din zonă. Acum, cu această pandemie, am văzut, ne-au cu... Până la cetatea Histria ajung bine? Imi vă răspund. acum, 30 de zile sau 40 de zile, am semnat contractul și am dat ordine de lucrări tot ce înseamnă reabilitarea drumului de la Cernavodă Ion Corvin. Uh -huh. Cred că zilele acestea semnăm și contractul cu domnul, cum îl cunosc, Năvodălenii, că aici a fost o mică dispută cu domnul primar Chilaru. Drumul până la aproape de Corbu aparține oatelui Năvdar și mă bucur că domnul Chilaru, când am avut discuții anul trecut, era vorba de timp, a înțeles și a început să reabiliteze acest drum și cred că DG226 se cheamă, este drumul de la aproape de Corbu până la Mihai Viteazu. Un proiect de 30 de milioane de euro, foarte important. 24 de luni, eu cred că să facem lucrurile mult mai repede și 226-a, drumul din 226 până la Statea Histria, un obiectiv foarte important o. pentru Constanța, Bă. turistic și istoric, în primul rând. Vă opresc la Cetatea Historia. Am oprit, am ajuns și am să vă spun de ce. Noi, pe principiu, țara deci, baba se piaptă, ca așa e la noi din nefericire în Constanța, vreau să sper nebică în alte zone din România nu fi la fel. Deci, pe principiu, țara arde și baba se piaptă, în, în loc să ne pese de drumuri de sănătate și de ce, iar există un etern candidat care spune în felul următor. De ce n-ați băgat cetățile tomitane da, în patrimoniul UNESCO? Deci, vă repet, eu am zis, dacă în rezolvat le-ai rezolvat pe toate, uite, o facem pasta. Nu că n-ar fi o chestie importantă, dar mi iartă. Categoric este o chestie importantă, e o chestie de mândrie, sunt ale noastre, Bine sunt... Bun. Domnul președinte, eu m-am interesat, că am prost obicei când văd că spune cineva ceva să mai și verific. Nu e treaba Consiliului Județean. Dacă domnul candidat din partea PNL-ului nu se documentează și aruncă iarăși minciuni de astea, poate ar fi momentul să se ducă să cită mi s-a inventat internetul. Da? Bun. Problema mea este următoarea. Histria este pe lista de eventuale obiective luate în patrimoniu UNESCO, așa cum sunt și biseric 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 bisericutele de la, ziceți, de la Basarac. Da? Nu e eventual. sunt de, suntem deja departe cu Histria, tocmai ați deschis subiectul cu UNESCO. De fapt, nu aici... Nu mă așteptam să-mi puneți această întrebare, dar vă răspund pentru că... Îmi pare rău dacă îmi văd uh, dar de ăștia cum știi, faci de aia, dar nu, nu -ți intre în atribuțiuni, ce să vă mai zic. Vă rog. Pe IT. Delta, din Delta Dunării, avem un proiect de 10 mm -hmm. milioane de euro, reabilitarea întregii cetăți Histria și a muzeului de la Istria. Și, bineînțeles, lucrăm la proiect acum, la tot ce înseamnă studii, fezabilitate yeah. și asf și așa mai departe. Și zilele trecute, cred că acum două zile, am avut o întâlnire la cetatea Istria cu arhitecții, istoricii, Toată echipa adică de oamenii care au habar cu ce întâmplă. Arheologii și așa în... mai departe Cei care Asta... se pricep foarte bine La, la tot ce, ce înseamnă istorie Pe în primul rând Nu știu dacă multă lume știe Cetatea Istria este cea mai veche cetate din România Are peste 2500 de ani Și cred că, într-adevăr, cetatea Istria ar, ar, ar merita, ar merita. Ar merita să-i E, da, da, oricum ați luat-o tot mie e treaba președintele Cosimului Județar Și la un moment dat l-am întrebat Pe un domn arheolog de care sunt uh -huh. cu partea arheologică. Cum, cum facem? Și a zis, domnul președinte, în fiecare an sunt peste 17.000 de obiective din lume care stau să le analizeze UNESCO ca să intre în patrimoniul UNESCO. Și a zis, Ministerul și uh, noi facem toate demersurile, să este pânisa de așteptare, dar vă dați seama, din 17.000 de obiective în fiecare an de zile, când ajunge până ajunge la Hiția de Constanța, mai durează. nu permiteți o sugestie, ascultându-vă, mi-a venit o idee, poate un pic, nu știu, nebunească, dar am eu rugămintea face pentru noi, pentru Constanțări. Nu știu, editați o broșurică, da, cu ce atribuțiune are președintele Consiliului Județean? Unu, doi, trei. Și de desubt, 1, aia nu poate, aia nu ai voie, aia încalcă legea, nu de altceva, dar vă repet, N-am săturat să fim mințiți pe cuvânt. Eu vă spun un lucru. Mie mi se pare jenant. Dar... Nu o să mă vedeți pe mine că vorbesc și o să arunc un oroi în stânga și în dreapta, decât dacă în momentul în care sunt lovit o să li postez și eu. Dar înainte, te-a venit cu ideea sau a dorit să candidezi la o funcție publică, administrativă, îi sfătuiesc cum singur să dau eu azi. Să citească legea 215, legea administrației publice. Și apoi să se hotărască și să se informeze cu mare atenție și apoi să se hotărască dacă candidează sau nu candidează la acea funcție administrativă. Pentru că de acolo își pot da datele dacă pot face sau nu pot face față unei asemenea funcții și dacă pot minți sau nu pot minți cu anumite lucruri care oh, o se fac pare acum. că, domnul președinte, se pare că pot să fac nonșalanci fără niciun fel de probleme, fără pic de mustrare de conștiință. Îmi pare rău, poate, poate la un moment dat... Eu îmi doresc foarte mult o confruntare între candidați, chiar mi-o doresc. Eu îmi doresc să fiți dumneavoastră, să fie candidatul PNL-ului, candidatul USR-ului, al cui cărui partid vrea. Și îmi doresc o dezbatere argumentată pe ceea ce se poate face, pe ceea ce cum se, cum, se poate face legal, în primul rând. Pentru că cei mai interesați suntem noi, da? Și noi chiar nu mai vrem să fim mințiți. Doamna, primul lucru. Uh, ce care ajunge într-o funcție publică, primar, președinte de Consiliu țean, Local, consilier, Primul lucru care trebuie să știe când ajunge în acea funcție sau pășește în acea instituție, o face interesul cetățeanului, nu interes propriu. Dacă a uitat lucrul ăsta, mai bine pleacă. Dacă are alt gând, mai bine nu se bagă în această treabă. Of, vi se pare că a plecat vreunul care a uitat și credeți-mă, vă fac o listă, sunt mulți care Este care uitat. punctul meu de vedere și mi mai am mai puțin de, de 3 minute la dispoziție și nu vreau să termin înainte de a vă ruga un lucru Suntem în nevo ne întoarcem ne în nevodare, ne întoarcem la sănătatea acestor oameni, ne întoarcem la, la dorințele acestor orașul oameni care să mare. La, exact, orașul care sărută marea dacă ar fi să aveți în față doi oameni din două cartiere ale Năvodarului, da, și ar veni la dumneavoastră și ar spune, domnul președinte, dăm -mi și mie un argument să pun ștampile acolo pe tine, sau de ce te-aș vota eu pe tine, Marius Horia -Tutuianu? Ce le-ați spune? În primul rând, că ceea ce am făcut până acum, am făcut-o în interesul cetățenilor. În primul rând, că ceea ce am făcut acum, până acum, am făcut pentru a crește calitatea vieții cetățenilor lui Constanța. Ce mai avem de făcut, într-adevăr, mai sunt multe de făcut. Sunt foarte multe proiecte care trebuie să continuate. Sunt foarte multe proiecte care trebuie duțină în plire. Trei cele mai importante, repede, în mai puțin de un minut jumate. Radioterapia, care inaugurăm mm -hmm. acum, neonatologia și ginecologia, spitalul de pediatrie, vă mai dau? Mm, haideți că mai aveți jumătate de minut. Vă spun, <laughs> pentru fiecare comunitate da. vreau să facem un dispensar și un cabinet medical în fiecare sat. Da. Este foarte important Ca că am pus accent două adică lucruri. Tot cu Sănătatea este prioritatea numărul unu. Cum m-a contestat cineva, când a spus prioritatea numărul doi. este prioritatea numărul unu. Și apoi vin celelalte lucruri, drumuri și cultură și așa mai departe. Domnul președinte, misiunea noastră s-a încheiat. Sper să mai fiți prezent la noi. Vă mulțumesc, chiar vă, vă urez. O seară liniștită! Bună seara!